îndrăznește să o acuze de așa ceva în casa lui Dumnezeu? M-a forțat să mănânc și o bucată de tobă. Noi suntem cea de-a patra dezamăgire a vieții ei. Wow, ce janghină ești! Manipulare, janghină, cer dezjanghinarea mea. Acest program poate fi vizionat de copii în vârstă de până la 12 ani, numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Genul programului, janghină. Bună seara, YouTube, și bine v-am găsit la ediția numărul 2 de la Cine-i Janghina. Cine-i Janghina este o emisiune inspirată de Am I the Asshole de pe Reddit, în care voi trimiteți povești despre întâmplările din viața voastră, în care vă întrebați cine-i Janghina, de întâmplare voi sau cealaltă persoană implicată. Ce este o Janghina? O Janghina este o persoană de nimic, o persoană rea, o persoană nesimțită. Putem să găsim foarte multe sinonime pentru asta. De obicei, în singura cealaltă ediție pe care am avut-o, avem un co-host și împreună cu dânsul sau dânsa dezbatem povestea trimisă de dumneavoastră. Ați fost sau n-ați fost Janghina? Haideți să vedem ce povești ne rezervă seara aceasta. Dar atenție, dacă veniți pe Twitch, numai că puteți să faceți prediction, să votați, să câștigați puncte dacă ghiciți cine este Janghina din poveste, dar ascultați și toate poveștile, pentru că aici pe YouTube sunt vreo 5-6. Și eu pe Twitch am citit pe toate 11-12. Dar cine este Janghina? Cum decidem? Cum apare pe ecran? Ori not Janghina, frumos, respectuos, ori Janghina. Și nu vrei să fii Janghina. Așa că haideți să vedem ce ne rezervă această seară, că am auzit că două persoane care au fost numite Janghina în ediția trecută ne-au trimis răspunsul lor la acest verdict, pentru că sunt destul de supărate. Without further ado, haide să începem YouTube. Da, mi se zice că în culise este gata cu hostul nostru. Oare cine este în această seară? Nu știm. Să-l primim cu aplauze pe domnul Vlad! Bună! Aici e camera, aici! Bună! Da, salut! Bună! Salut, domnul Vlad! Bine ați venit la noi! Bine v-am găsit la voi! Da, bine ați revenit, de fapt, aș vrea să zic. Vă mulțumim pentru ediția trecută și v-am invitat din nou. Nici de cum, pentru că sunteți fratele meu și la dumneavoastră acasă, ci pentru că fanii v-au vrut din nou împreună. Oh, mulțumesc foarte mult, fanii. Vă strâng mâna. O să începem cu răspunsurile persoanelor. Nice. V-am amintit povestea de data trecută, trimisă de o fată care i-a turnat sclipici în cap colegei ei. Nu. Și ți-o amintești? Nu. În pauza din ultima oră, m-am ridicat din cercul meu vicios Heidi și am turnat întreg tubul de sclipici în cap. A fost pusă să șteargă sclipiciul făcut acasă cu un colț de pâine. Pe lângă chinul suprem al curățării și spălării părului, a dat-o afară și pastorul din biserică, sora. Încă nu îmi vorbește și merge pe jos un kilometru ca să mă evite până la următoarea stație. Azi și șur. Și acum ne spune persoana asta. Eu din nou am un update la poveste. Aparent, sora, tipa prietena ei, doar o dată. Am crezut că răspunde tipa aia. Nu. M-a avea de Secret Santa și habar nu aveam. După cum probabil vă amintiți de partea anterioară, aceasta mi-a zis că a avut probleme cu pastorul și mama din cauza mea, că i-a vărsat sclipici în cap. Ei bine, a mințit pentru a mă șoca cu cadoul, unul foarte drăguț, nu o găleată cu sclipici. Deci s-a prefăcut supărată. Și cu faptul că nu a pățit nimic de fapt din cauza mea și suntem bine. A râs de mine pe la spate în timp ce eu îmi simțeam janghinismul circulând cu vinovăție prin vene. Manipulare, janghină, cer dezjanghinarea mea. Și încă toți prietenii noștri din clasă știau de planul ei și nu mi-a ciripit nimeni. Cer dreptate și mărirea notei la purtare, doamna dirigintă. Ok, I'm not gonna say my opinion. N-am înțeles. Păi, de fapt... De fapt, a mințit-o prietena ei după ce i-a vărsat. Deci sclipiciul în cap tot a fost vărsat, mind you. Dar prietena i-a zis, a mințit-o că a avut probleme cu părinții și de fapt apare n-a avut. Și a păcălit-o că a avut ca să-i facă o surpriză mai mare când îi dă cadoul. Nu știu dacă o dejanghinez. Efectiv, în continuare i-a turnat sclipici în cap. Da, I'm sorry. Literalmente n-a fost janghină pentru consecințele pe care le-a avut fata aia, ci pur și simplu pentru ce a făcut. Da. Nu se acordă de janghinare, da. Adică tot e urât, tot i-ai pus sclipiciul în cap, iubita, haide, îmi pare rău.
Susțin 1,2%, 1,2 janghină, ori janghină. Mm-hmm. Uite, mi se zice că aici că nu e janghină, că nu au fost consecințe. Păi, dar tot s-a spălat pe cap 3 zile la rând cu ulei ca să iasă sclipiciul ăla. Mi-am făcut un tatuaj aici cu sclipici, încă nu mi s-a dus. Credeți că e ușor să ai sclipici? Nu e. Top janghine ever. Foarte interesant. Putem face un top să denumim cumva oamenii în poveștile astea. Deocamdată locul întâi îl ocupă nimeni altul decât editorul care a mințit că este editorul lui Fire și a vorbit și de rău de Cupar. Acum un an și câteva luni căutam de lucru ca editor. Dacă am mințit în CV, am pus 2-3 clipuri de-a lui Fire. Cupar nu editează așa mult și face dropshipping-ul cu editatul. Adică el ia task-urile de la Fire și mă învață să editez în timp ce îi fac munca lui. La început eu îl plăteam pe el, dar după ce am învățat îmi mai dădea câte un clip de o șaorma să-i fac treaba. Să văd dacă mai știi să editezi. Și vă întrebați, dar oare ce mai face? Ei bine, a trimis un răspuns. Bună, vin cu câteva detalii legate de faza cu Cupar. La toate 3 joburile am dat probe și m-am descurcat, deoarece știam să editez decent, din punctul meu de vedere. 2. Nu am zis niciodată că Cupar nu e de treabă. Spuneam în general că ne-am certat și că nu-l mai suport. Păi, isn't that mean? Nu spuneai de el că îți dă niște proiecte așa din când în când și că îți dă munca lui să ai și tu de șaorma și că cu parte ar fi zvrată să ai de șaorma? Te rog frumos. 3. And this is a nice moment. Îmi cer scuze lui Cupar, dar m-am gândit că la ce CV are Cupar, at this point poate fi cât vrea de arogant. Păi arogant e una, să fii mean cu celelalte persoane e alta și le-ai făcut să pară kind of mean. PS. Am fost atât de nesimțit încât îmi venea să-i scriu lui Cupar să fie complice, să zică că așa a fost. Ok, deci îți cer scuze, dar după aia confirm din nou că ești nesimțit. 4. La primele 2 joburi, după ce s-au pus șefii pe mine, făceam bare minimum, făceam treabă bună. Doar că beam 4 cafele și ieșeam mereu la țigară. Okay. Ok. Mi se pare că de fiecare dată încerci să zici ceva foarte bun, which is very nice, dar după aia dai cu puta în baltă puțin. 5. At this job, chiar îmi dau mult interesul și la toate înainte de a afla adevărul. Și la toate, ca și cum îți dădea înainte de a afla adevărul, I guess. 6. Scuze pentru greșelile gramaticale, prin amețit vreau să spun că eram beat în seara în care am dat mail-ul. Ne-am prins. Dar n-ai făcut așa multe greșeli gramaticale, dar ai zis și tu că erai puțin pirit. Greșeli în viață, da, gramaticale nu. 7. Prefer să nu se afle cine sunt, deoarece mai am povești în care am fost janghina. Totally understandable, aici la cine e janghina, noi vă respectăm viața privată, dar o să vă numim janghine. Este nesimțit de sincer, dar în același timp e prea janghină. N-ai cum să apreciezi sinceritatea. Mi se pare și mai janghinos să încerci să te dejanghinezi. Mi-a scris și editorul înapoi. Mi-a zis, nu am cerut să fiu dejanghinat, știu că sunt, doar vreau să-mi cer scuze. Respect. That's sweet, that's sincer, very sweet. Respect. Okay. Sincer, te respectăm. Cât se poate în contextul asigurat. Știu că n-ai cerut să fiți janghinat, doar am reluat răspunsul și na, am decis noi cu toții că rămâi janghinat. Și acestea fiind răspunsurile pentru ediția anterioară, putem să trecem la janghinoșii din această seară. Povestea începe cam așa. Bună ziua, Rux, bună ziua, chat și bună ziua, invitat special dacă este. Păi este. Povestea asta nu e neapărat centrată pe mine, ci pe mai mulți membri ai familiei mele. Deci, to be honest, m-am măcinat de ceva timp pentru că pe moment mi se părea că tata e in the right, dar totuși, poate săraca femeie nu știa. Ok, deci avem 3 personaje până acum. Fata, care ne trimite povestea, tatăl și o femeie. Cine credeți că ar putea fi janghina din povestea asta? Tatăl. Efectiv, toată lumea, tatăl. Toată lumea are daddy issues. Damn, guys. Și începe așa, literalmente. Ok, deci începând. Eram cu părinții și nașii mei la biserică de Paști, a.k.a. noaptea de înviere. M-au cam târât după ei, sinceră să fiu, măcar ne-am dus la McDonald's după, deci nu a fost degeaba. Cinstit, cinstit. People do that? Să meargă la Mac după? Săraci. După noaptea de înviere? Oh, da chiar. Și mâncați drog? What the fuck? Da chiar, în afară de asta, cum duci lumina acasă? O duci la Mac, la drive-thru și după aia o duci acasă? Ah, poate dai și oamenilor de la Mac lumină. Bravo lor că s-au dus la Mac, da. Așteptam în rând să punem lumânări pentru decedați sau ceva de genul, cred. Asta când încă nu era la Mac, deci nu sunt decedați la Mac. Iar de obicei lumânările se aprinde acolo. În spatele nostru era o babă cu sora, prietena ei, I don't know. Dar ele aveau lumânările deja aprinse for some reason. La un moment dat tata miroase fum și se uită în spate, unde vede că părul nașei mele era în flăcări, iar baba la vreo maxim 5 cm de ea.
my biggest fear. Și a mea, maica mea obligat să-mi prim părul un coc tot timpul when I hated it as a child, doar ca să nu mi-a ardă foc părul. Noi nu ne-am mișcat deloc în spate. Tata s-a întors spre ea și i-a zis mai întâi să aibă grijă, la care doamna respectivă, babele din Galați sunt unhinged as am realizat, a început să țipă la el cum că generația de tinere din ziua de azi nu au niciun pic de respect. Ce tinere, doamnă, că era un domn, tatăl cuiva care v-a certat? Ce tineret, că nu v-a zis fetița aia. True, adică pentru o babă e ok. Și că cum îndrăznește să o acuze de așa ceva în casa lui Dumnezeu? Hei, în alte locuri poți să mă acuzi, dar nu în casa lui Dumnezeu. Nu de ziua lui, nu, învierea ce e. Nu de învierea la lui. Incredibil. Basically încerca să-i dea gaslight tatei că nu i-a dat foc părul nașei mele, chiar dacă în spatele lui se vedea clar cum mama încerca să o ajute să-și stingă focul din păr. Doamne, sper că nu și-a pierdut mult păr. Tata s-a enervat, are mari anger issues by the way, și a început să certe cu ea. Toată lumea se uita la noi. Eu stăteam și mă holbam la haos, încercând să mă camuflez printre ceilalți oameni, să mă prefac că nu-i cunosc. Scurt după, my parents got fed up și am plecat acasă și am luat McDonald's. Ah, deci n-au luat lumină. Nu s-au dus cu lumina la drive-thru. Lasă că au luat McDonald's. Am crezut că s-am supărat și n-au mai luat McDonald's, că îți dăm an awful night. Da. Deci, oameni buni, este tatăl meu Janghina pentru că s-a certat cu o babă în seara de înviere, în casa Domnului. Deci, cât ți-a zis că tatăl e de vină, iată-l cum tatăl a apărat nașa de o babă. Cine este Janghina în această poveste? Nu este tatăl, că ea întreabă, este tatăl meu că s-a certat cu baba și am verdictul pentru dumneavoastră, prieteni. Not Janghina. Tatăl nu este Janghina din această poveste. Not Janghina pentru domnul tată. Foarte bine, domnul tată, că v-ați apărat nașa de o babă. Hai să trecem la următoarea poveste din această seară. Pregătiți-vă. Povestea noastră începe cu o minunată seară de 25 decembrie, pe când aveam eu în jur de 7 ani. Ca în orice Crăciun, ne strângeam tot neamul să cinăm împreună. După toate discuțiile legate de politică și subiecte de genul cum era mai bine pe timpul lor, ne-am pus în sfârșit tume fiați să mâncăm. I love it. Meniul meu, ca de fiecare dată, era piept de pui la grătar. Cartofi? Și cartofi sau piureuți? Salata de varză? Ok. Nu vreau să jute copilul. Piept de pui la grătar, că doar nu se putea Crăciun fără grătar. I respect this child. Pe lângă acest superb fel de mâncare, mama m-a forțat să mănânc și o bucată de tobă, deoarece oamenii mi-au oferit și nu e frumos să refuz. Oh. Ok. Eu, copil prost, vă dați seama că nu puteam să refuz de față cu toți. Așa că am înghițit-o ca pe o pastilă. O bucată de tobă întreagă? Do you know what a tobă is? It's literally meat parts. Mama, văzând că îmi place așa de mult, mi-a mai dat o bucată. Nu, nu, nu. Și ghiciți ce? Am mâncat-o și pe aia. Că doar cum să spun nu lui mama, right? După meniul meu minunat, deci am mâncat grătar de pui și două bucăți de tobă, copil de 7 ani. După meniul meu minunat, m-am dus până la baie, că mă durea burta îngrozitor. Oh my god. După ce am făcut... Nu, după ce am făcut căchița, am borât în baie. Literalmente de asta scrie. Oh, wow. Având oamenii să strângă ce mizerie făcu eu, în timp ce mama mă certa că am făcut-o de râs. Classic mama. Wow, classic mama. Poți să cazi, să te lovești, să-ți rupi picioarele, dar dacă ai făcut-o în casa unui vecin, unei nași, unei fine, ai făcut-o de râs pe maică ta, că n-ai fost cu minte. Nu contează că ți-ai rupt picioarele și mori. Nu contează că mori de durere. Ai făcut-o de râs. Apoi, imediat după întâmplarea de mai devreme, am mai bărât o dată pe canapea, încă o dată pe podea și o dată pe covor. Sincer, I respect the hustle. Absolut. Știi ce? Aș făcut la fel, dar de draci, știi? A, te-am făcut de râs? În clipa aia, m-a luat mama și m-a dus acasă. Wow, she waited 3 pukes. She, you had 3 puke strikes? Oh, no. Canapea, podea, covor, acasă. You're out. Ținându-mi 30 de minute o morală despre cum o să râdă toți de mine acum și că am făcut-o de râs. I doubt, oamenii drăguții. Da. Probabil au zis, îmi pare rău că i-am dat tobă. Ce avea toba noastră. Peste câteva zile de la această întâmplare am aflat că după ce am plecat eu și mama a borât la ea pe covor tot de la aceeași tobă. Acum vă întreb, cine-i Janghina, eu sau mama? Am făcut și eu toxinfecție alimentară de la tobă, nu mai pun gura pe așa ceva. Deci iată, toată lumea vomită de la tobă, oameni mari și oameni mici. Ok, deci, toba este Janghina pentru că a cauzat vomitătură și de la copil care săracu a mâncat două felii. Și atenție, a zis felii, mi-a mai pus o porție. O porție nu înseamnă o bucată, cubuleț. N-ai o bucată? O bucată, păi dar nu cred că era. A, luat-o ca pe pastilă, deci înseamnă că era într-adevăr bucată mică. Da, să mă gândesc, mică. Că nu era... Da, ai dreptate. Cum înghiți o felie întreagă? Ai dreptate, dacă am mâncat-o ca pe pastilă, era o bucată mică de tobă. Și am mâncat două bucăți și i-a venit rău. Pentru stomacul unui copil și bucățile era smult. Și după aia a vomitat și mama. Dar cine este Janghina? Mama sau copilul? Părere, domnul Vlad?
Mama. Nu obligi un copil să mănânce ceva doar că te face pe tine de râs, că ești tu insecure, da. Că lumea o să cadă că tu nu ți-ai crescut copilul bine dacă copilul tău refuză să mănânce ceva. No. Mama este Janghina și se pare că data aceasta chiar n-a fost copilul Janghina și s-a vomite peste tot. Janghina este mama Janghina. O nouă poveste, asta pare că are legătură cu școala, pentru că titlul este Catedra. Okay. Eram prin liceu și aveam o profesoare de română foarte antipatică. Fiind la Mate Info, nu prea aveam noi treabă cu româna, deci da. Înainte de a intra în poveste propriu-zis, vreau să menționez că în clasa noastră, Catedra avea o bucată de lemn în plus pusă perpendicular, ca să nu ne uităm la fusta profilor în timp ce stăteau jos. Ca în orice clasă, existau băieții aia fotbalieri. Understandable. I know what she means. Și într-o zi s-au decis să joace fotbal în clasă cu Catedra noastră pe post de poartă. Bravo lor! După ce se sunase și băieții au pus Catedra la locul ei, din greșeală au așezat-o invers, cu partea pusă pe perpendicular, pe locul unde trebuia să așeze prof. Adică, da, se lovea de ăla, da. Au pus-o invers, da. Okay. Intră chiar profa noastră în clasă, adică profa de română, pentru ora de română, și când se așează pe scaun, se lovește cu genunchiul de lemnuț. Da, mă așteptam. Noi râdeam în sinea noastră și nu înțelegeam cum naiba a făcut să se lovească, pentru că era o catedră destul de mare. Păi, n-avea loc. Să-și pună picioarele undeva. Profa noastră într-oară a reușit să lovească de vreo 6-7 ori, pentru că se punea picior peste picior destul de des. Bă, dar uita că era aia. După ce a venit pauza, băieții voiau să se joace din nou și au realizat că au pus catedra invers. În scurt timp, cineva a zis: hai să-i întoarcem catedra profei la fiecare oră. Ador. Ce ne simțiți? Ador. A devenit tradiție că la fiecare oră de română se întoarce în catedra și am făcut așa vreo 2-3 săptămâni fără ca profa să realizeze. Ce ne simți? Ador, sincer ador. I respect you so much. Da, copii janghinoși. Da, dar gen, I see it, știi ce? No, mi se pare fain. Nimeni nu e janghin aici. Bravo lor, cum să fie copii? Lasă-i că râdeau și ei, mă rog. Și cum nu, cum adică nu realiza? Like, nu, tot se tot lovea la picioare. Peste ceva timp intră profa de română random peste ora profei de chimie și se uită la catedra care era așezată în mod normal. Oh, shit. Oh. Ok, căcat, ok. A început să fac o criză, evident, că suntem niște mișei păcătoși. Mișei? Apoi a început să plângă, după ce ne-a făcut în toate felurile, că nu aveam suflet, că n-aveam milă, ne-a spus că noi suntem cea de-a patra dezamăgirea vieții ei. That is so specific. Da. Why would you tell that to people? Știi ce? Sunteți a patra mea dezamăgire. Da. Patra mea dezamăgire. Ea a avut patru mari dezamăgiri în viața ei. De ce le știți că sunteți niște copii? De ce știți dezamăgirile ei? Le-a povestit atunci sau le știați deja? Ce-i drept, aveam o profesoară de română înainte să intre între cele patru dezamăgiri ale acestei profesoare de română. Aveam o profesoară de română care eram în clasa 12-a și mi se pare că în a 12-a a venit profesoara sau în a 11-a. Și în fine, în a 12-a chiar și în semestru 2 kind of voiam cu toții să învățăm puțin. Știi că dacă învățai în clasă nu mai trebuie să înveți acasă, da. Logic, da. Și nu am învățat nimic pentru că tot timpul ne povestea de soțul ei și nu știu cum ne povestea tot timpul. Soțul ei murise. Rip in peace, I don't care. Okay. Și ne povestea un lucru care ne și marcau toate lucrurile pe care le spunea, că ne-a zis că odată și-a dat seama că soțul o înșeală pentru că după o delegație a venit acasă cu mișcări noi. Și noi eram copii de clasa de și eram gen... Okay. Half of us didn't have... Ok, thank you. Și ne povestea tot timpul foarte multe chestii de relația cu el. Îl iubise foarte mult. I get it. Bă, meam. Vă rog, predați-mi ceva. Ok, deci hai să avem cele patru mari dezamăgiri din viața ei. 1. Moartea mamei ei. Ok. 2. O iubire neîmplinită. Ea fiind căsătorită în momentul ăla. De ce le povestești copiilor așa ceva? Ai soț acasă, îți vine ăla să se aducă pachetelul și află. That's horrible. Faptul că s-a bătut pe stradă cu o mămică a unei fete din clasă unde era dirigintă. Why? Mămica era soția iubirii neîmplinite. You never know. 4. Noi că i-am întors catedra. I mean, her priorities are not straight. Why is this the fourth? Da. Și de ce era așa de dezamăgită? Că nici măcar nu era dirigă la clasa aia. Adică era doar o clasă. Așa de dezamăgită a fost. La momentul ăla ne amenințea că ne scade nota la portare tuturor, dar nu am făcut-o și că se leapădă de noi și nu ne mai predea la anul. Mamă, că asta își doreau copiii. Nu, doamna, mai stați. Mai târziu am aflat că de fapt ea nu-și dăduse seama de toată povestea asta și că noi am fost părâți pe la spate de o colegă într-o pauză. Deci aici e colega purgeoasă, am uitat de ea în timpul ăsta. Da. Ok, dar sincer, nu că iau apărarea colegii purgeoase, dar cum nu și-a dat seama că catedra era întoarsă?
și a trebuit să zică colegă. La final aș vrea să știu ce credeți voi. Cine e Janghina? Noi că am întors catedra, profa sau colega părăcioasă? Profa cu ce e Janghina? Că a povestit un pic cam din viața ei, dar true. Copiii cu ce sunt Janghina? Cu și-au văzut de profesoară? Bravo lor! Clar colega părăcioasă e Janghina. Why, why did she tell? Că puteau să facă asta an la rând și nu ce-ar fi dat seama femeia aia. Faza e că dacă nu și-a dat seama, înseamnă că nu era atât deranjată de asta. Da. Deci, sure, e ceva janghinos întorci catedra, dacă n-a deranjat atât de tare încât să observe din prima, din mai multe, da. Și, I'm gen, sorry. Dacă erau aceeași catedra la alte clase, își dădea seama, știi? Exact, nu a deranjat-o, nu a deranjat-o, o fi catedra asta mai de sărace la copii ăștia și n-are din aia, și n-are gaură. Poate că credea că e la toată lumea așa. Exact. Adică deci n-a deranjat-o, ea nu și-a dat seama că o deranjează. Deci, copiii că au întors catedra, n-a Janghina. Profesoara, pe alocuri, dar în această poveste, n-a Janghina. Colega părăcioasă, Janghina. Colega părăcioasă este Janghina. Această poveste se numește Triunghiul Amoros de Ladies. Yes! Finally some gay representation. Salutare chat, salutare Bușu. Dragi cititori, aici vă voi spune o poveste a dreptul fantasmagoric. Să vă pun la curent cu cele trei personaje din acest triunghi. Eu sunt prima victimă. Nu o să vă vină să credeți. Eu sunt prima victimă. Ana Carpatica, așa îmi voi spune. Ok, Ana. Apoi personajul principal din poveste, cu războiul cu sclipici. Dacă mai știți voi, acea janghină care se face cumva că este prietena mea cea mai bună. Să-i spunem Rachița. Deci Rachița este fata care a aruncat sclipiciul cel mai mult în cap. Ok. I love this. We have a different perspective. Nu cred că e aceeași poveste. Da, un triunghi amoros. Da, da. Dar nu cred. Deci nu cred. Deci faptul că s-a uitat și a văzut. I love this juiciness. I love it. Și fata de care m-am îndrăgostit la testul PISA, dat în școala mea cea mârșavă. Nu știu ce e un test PISA. O vom numi pe această drăguță ființă, deci fata pe care are crush, Belfil. Totul începe când am pus ochii pe această Belfil. Parcă ceva a trăsărit în mine, în acea Ana Carpatica, straight, care tot ce știa erau doar tătici sexy din telenovele. Ok. Ok. A apărut un mic strop gay în a mea conștiință. Scurta mea conversație de la testul PISA cu Belfil fusese cea mai mângâietoare experiență de până atunci. So sweet, though. Respect. Da. Nu trecuse mult timp și am încercat să dau de ea pe social media, iar prin puterile mele stalkeruitoare am reușit. Am făcut cel mai omenesc lucru, i-am dat cerere pe Instagram și i-am scris ceva de bun simț în speranța că îmi va accepta cererea, dar nu s-a întâmplat. Restul săptămânii am suferit că nu o vom mai vedea sau să am șansa de a-i spune cât de minunată era. Timpul a trecut, să zicem aproximativ jumătate de ani, iar aici intervine Rachița cu un mesaj strigător la cer. Mi-a zis că cineva din grupul ei de pui, de prietena ei, a făcut cunoștință cu această Belfil, okay, de triunghi amoros, și aflase că tocmai Belfil o plăcea crezând că e și ea pe fete. Deci Rachița e straight, nu-i plăceau fetele. Și Belfil o plăcea pe Rachița că credea că e cu fete. Okay. Și credeți-mă, Belfil nu văzuse cele mai minunate părți ale Rachiței, fiind surprinsă în ipostaze somnoroase, să zicem. Și desigur că Rachița a început să facă glume deplasate, care mi-au rănit sufletul meu de apă plată carpatică. Ok. I'm very confused. Da, amândouă, dacă ai observat, și Rachița și Ana vorbesc foarte metaforic, foarte, like, la ce școală sunt fetele astea? De învață să vorbească așa. Literalmente sunt clasa 4-a. Nu cred. Sunt clasa 4-a. Nu. It cannot be more than clasa 4-a. Au făcut compunere ce ai făcut de Crăciun. Au citit prea mult de pe Wattpad. Așa. Efectiv, absolut. E o poveste pe Wattpad. Apoi zice, a început, adică Rachița să facă meme-uri sălbatice doar cât să sufere sufletul meu cel plat. Ca apoi să se flexeze că o are la follow. Dar Rachița știa că tu o placi pe Belfil și făcea din adins și alte moduri de a mă tortura. Așa că vă întreb pe voi, cine este Janghina aici? Eu că m-am îndrăgostit de o fată care nici nu mă bagă în seamă? Sau Rachița care se joacă cu inimioara mea? Wait, I don't know. Păi, dacă e să o luăm bazat sincer, doar pe povestea asta, Rachița e în continuare Janghina, pentru că nu este Janghina Ana Carpatica or whatever, pentru că s-a îndrăgostit de o tipă. Da. So that's not the Janghina part. Că n-a făcut nimic Janghina, doar da, adevărul este da. Nu știm dacă Rachița avea knowledge-ul că Ana Carpatica îi plăcea de Belfil, da. Păi atunci dacă nu avea acest knowledge sau această mini băneană, da, de ce nu făcea glumele astea? Da, și da. Asta de ce era rănită Ana? E clar că știa, ok. Rachița.
Iubita, eu cred că știai. Poți să-mi spui niciodată dacă știai că o place? De ce ai făcut glumele astea? Dar chiar n-ai contul verificat. Știam! Deci știai. Păi dacă deci știai... Deci ești Janghina. Păi n-am... Păi și dacă nu mai îmi dovedești, tu ești Janghina. Stai puțin că mi-a scris o persoană cu numele Ana un mesaj și mă întreb dacă este acea Ana. Okay. Este Ana și mi-a trimis meme-urile pe care le-a făcut Răchița. Nu glumesc. E o memă care nici măcar nu e la... Da, it's not even that bad. Da. Că este o memă cu două fete care pupă un cal. Like, normally. Și zice, ia eu, ia tu eu. Adică, like, what even is the drama? Aici. Care-i drama la asta? Păi stai ce-a făcut? M-am prins de mime că gen Răchița se bagă între ele. Asta este tu, ești tu, Ana. Aia e ea, Belfil, și eu mă bag între voi două. Răchița, de ce fac cu memele astea? Să sufere. Păi atunci iubita mea. Răchița, asta dacă ai făcut-o să sufere, m-am despre, e Janghina în situația asta, iubita. Pe mine nu m-a crezut că sunt, v-a întrebat pe voi. Ce ne-a întrebat pe noi? Nu înțeleg. Nu m-a crezut că sunt Janghina? V-a întrebat pe voi? Da, ne-a întrebat pe noi. Ne întreabă, ia să vedem. Cine e Janghina aici? Eu că m-am îndrăgostit de o fată care nici nu mă bagă în seamă. Sau Răchița care se joacă cu inimioara mea? Și de ce te joci cu inima? O faci să sufere? De ce? O plac? Sau? Adică doar întreb pentru o prietenă, nu trebuie să știe. O plac sau? Yeah. Da, verdictul meu final este că în această poveste... Nu are cu ce să fie Ana Janghina, că n-a făcut nimic. I-a plăcut de o fată, i-a dat request, aia nu i-a dat, a înțeles. Nu a insistat, n-a mai căutat, a fost un pic supărată, a plăcut-o, dar gata, n-a mai făcut nimic. Ce e Janghinos la Ana? Ce-a făcut Ana? Să vadă memezele astea. N-a făcut nimic, scumpa. În această poveste, Răchița este... Janghina. Mulțumesc. Cu plăcere, I guess. Is this a game for you? Ok, mulțumim fetelor. Our queen Janghina, she is the Janghina queen. Și răspuns și asta, this is a lot, this is a lot. Ok, n-am mai scris nimic, Ana. Ana nu e Janghina, îți doresc o viață liniștită și, na, nu știu, a primit și sclipici în cap, săraca, nici nu o place fata aia. She needs a moment, yeah? She needs a break. Următoarea poveste. Zice așa, când eram în primul an la noua grădiniță, nu aveam mulți prieteni din cauza unei tipe, se zice Floricica, deci Floricica oprea. Floricica era fata unei educatoare de acolo și mai mereu trebuia să fie în centru atenției. Avea grupul ei de minione, ca în serialele Disney, și eu fiind nouă, am vrut mereu să mă integrez în grupul ei. Oh my god, so cute! Când ne jucam de-a Nini, ea era mereu tipa aia blondă care era cu băiatul cel mare al ambasadorului și eu eram mereu mama vitregărea și urâtă, iubita. Când ne jucam de animalele, eu eram broscoiul cu râie. Iubita, dar ce animale erau acolo? De ce da. Nu puteai și tu fi zebra, ceva? Înțeleg să fie aleu, dar nu puteai să fie o zebruță, ceva? De ce erai broscoiul cu râie, iubita? Wow. Mă pâra mereu când îmi deschideam ochii la programul de somn și din cauza ei primisem bulină neagră pentru care m-au certat ei mei și mi-au luat mai Nini watching privileges. Deci era o Nini fan și a trebuit să joace mama vitregă. Wow. O urăsc pe Floricica fucking already. Urăsc copilul ăsta de grădiniță. Anyways, am făcut ceva activitate la grădiniță în care ne-am împărțit pe omiz și fluturi. And Floricica a fost regina fluturilor, iar eu mama omidă, iubita. Activitatea se filma pentru habar n-am ce serbare și camera era pusă pe dulapuri, fix pe masa unde eram eu cu Floricica și lucram la ceva desene. We have proof. La un moment dat a început să mă zgălească desenul și să-mi zică că de ce desenez fluturi, că nu am voie, că ea e fluture. Și mi-a rupt desenul și am început să plâng până când m-am enervat și am dat un pumn în vârful capului, așa cum poate un copil de 6 ani. 6 ani la grădiniță? Ok. Respectabil. Între timp, educatorii l-au realizat și le-am spus de unde a pornit totul și ce teroare face Floricica dacă nu îi dădea atenție doar ei. Iar educatoarele mă întrebau și le dau vina pe mine, că de ce plâng, că e doar vina mea, că de ce am făcut așa ceva. Și apoi s-au amintit că mergea camera în tot film, în tot timpul ăsta. Așa că au decis să verifice înregistrarea unde se auzea totul și vedea cine a început bătaia. Și chiar și după asta, tot pe mine au dat... Oh, nu e fericit. Wow. Și chiar și după asta, tot pe mine au dat vina că am desenat fluturi când asta trebuia să fac. Wow. Who is the Janghina? Mi, wow. Floricica sau educatoarele? Iubita, wow. Cu pumnișorul ei în căpuțul cuiva. Iubita. Wow, ce Janghine de oameni. Dar stai că întrebarea e bună, educatoarele sau Floricica? Că, adică Floricica era un copil tot. Educatoarele. Brat. Da, da. She didn't know any better. Da. Educatoarele aveau
O preferau. Should have known better. F***ing adultă, Cristina. Yeah. Mihaela, cum le cheamă, nu știu. Deci Floricica și educatoarele. I mean, Floricica is still like a child, și probabil îi dădeau avantaje educatoarele, dar atenție, s-a certat Floricica cu ea, rupt desenul, Janghină, da. Dar educatoarele au văzut filmarea și tot ei efectiv, au zis că e bine ei, da? Deci Janghină, dacă se întreabă fetița, sunt eu Janghină? Not Janghină. Este... Fetița cealaltă Floricica? Este. Yeah. Dar, adevărata întrebare dintre voi trei, cine-i Janghină? Educatoarele? Janghină! Toate! Că le văd că strei, cred că. Am update la povestea asta! Eu sunt autoarea Roxy! Filmarea, dacă o găsesc, jur că o trimit. Eu cu Floricica ne-am reîntâlnit în clasa 3 and we became good friends. Why? Queen. Da! Bravo, Roxy! Și știi că nu ești un broscoi cu râie și meritai să fii nini și nu ești un broscoi cu râie și meritai să fii fluturaș și tu nu ești mama umida. Și noi aici te iubim. Weird. E atât de weird activitatea în sine. Unii copii o să fie fluturaș și lasă să fie râme. O minzi. Trebuie să transformă în fluturi după aia, dar gen da, smir, adică e clar preferențial. Da, that's rude. Nini era oricum urât, Roxy. Nu, I mean, da, Nini era rolul principal. Obviously, toată lumea voia să fie nini. Mă rog, I hope Floricica sees this. Așa, haideți să citim ultima poveste pe seara aceasta. Titlul: Pi pe repede vino. Știu că povestea anterioară a fost o experiență pup, așa că eu să vă păsesc una cu Pi ca să fie treaba. Eram între a șasea. Mergeam spre casă cu cea mai bună prietena mea de pe atunci. Paranteză, s-a dovedit a fi o javră după ce s-a dat la singurul băiat pe care l-am plăcut eu, simpatizând numai fete până în momentul acela și la toți iubiții prietenilor mele. V-am spus că să spill the tea puțin. Ok. Avusesem o zi destul de obositoare. Drumul de la școală până acasă era de circa 20 de minute. Eu eram cam adormită, era cam grăbită să ajung acasă. Deci stai, s-a dovedit a fi o șavră după, nu acum. Deci acum era prietena cea mai bună. Da. Bun. Atunci na, asta e după. Tot îi spuneam să ne oprim pentru că mă simțeam amețită. Ea tot îmi repeta să ne grăbim că trebuie să ajung acasă. Ok, I see where this is going. După ce am ținut așa tot drumul, cu pauză de câte 3 minute, statul pe bordură, ajungem la un parc la vreo 5 minute de casă. Oh, văd uitându-se la mine cu o față de cățeluș plouat și speriat, spunându-mi: Marina, am cam făcut o prostie. Mă opresc, mă uit la blugii albaștri și văd cum făcuse pe ea. În momentul ăla am început să-i zbucnesc în râș, să merg mai departe ca să nu mă vadă lumea cu ea. Wow, that's rude. Era prietena ta cea mai bună. Nu știa încă că îl plăcea pe băiatul ăla. Ca în Janghină, I know, dar acum când îmi amintesc, nu mai pare rău, to be honest. Măi, fetiță! Okay. Cum să râzi de prima ta? Dezbracă-te de hanorac, pune-l la brâu și plecați acasă! Efectiv. Tu trage geaca aia pe tine și mergeți cu ea, cum adică să râzi de ea că s-a pișat pe ea? Dar în același timp, nu înțeleg de ce fata aia n-a plecat mai... Adică, de ce n-a auzit mai repede în față? Era o prietenă prea bună. Era o prietenă prea bună, wow, și era atât de bună prietenă. Wow! Hai că mai stau cu tine, chiar dacă se pișa pe ea. Wow, ce Janghină ești! Wow! S-a supărat rău la ultima poveste, domnule. Wow. Păi nu înțelesem că... Adică, de ce nu... Tot gândeam, de ce nu s-a grăbit, pur și simplu, dacă se pișea pe aștia? Pentru că era rău și era mințită, se oprea pentru ea. Wow. Wow. Și tu ai lăsat-o acolo, pișată pe ea. Ia să văd, cine a votat lumea? Prietena ei cele mai multe? Ați cam pierdut, pentru că știți cine este Janghină. Autoarea Janghină, cum să o lași pe prietena ta cea mai bună care a făcut pipi pe ea să râzi de ea și să pleci? Și ai și zis cam Janghină, I know. Nu, a fost sincer, urât, Marina, bine ai făcut. Bine ai făcut că ai furat iubitul și că te-ai dat la toată. Bine ai făcut. Știi ce? Bravo ție, prietena lui Marina. Și ce dacă până atunci plăcuseră fete? Poate era bisexuală. Ce, n-are voie să-i placă și un băiat? Bine. Era prietenul tău, kinda rude. Dar momentul din situația actuală, deci tu mă întrebi de situația asta, mi-ai oferit contexte despre prietena, dar nu ți-am cerut contexte din viitor. Și ce treaba avea spoiler cu iubitul, încercai și ne tragi de partea ta? Efectiv asta. Da. Este o javră, ca să știți. Așa, deci am lăsat să se pise pe ea. Și am râs și de ea și după aia am plecat, că nu voiam să-i văzută cu ea. Iubită. Janghină este autoarea, nu prietena ei. Îmi pare rău, Marina, if that's even your name. Marina, just don't. Aș vrea să-i mulțumesc că sponsorului acestui stream, Hot in Nails, de pe Instagram, care a făcut unghiile acestea superbe după un mood board făcut de... Asta este un fluture plutitor. Hello? Alo?
Mulțumim co-hostului nostru, domnul Vlad, aveți toate detaliile lui în descriere. Mulțumesc că ați venit la a doua ediție de Cine e Janghina și după cum o să vă zică și chatul, în afară de că zice pa sau bună YouTube, o să vă zică și să veniți pe Twitch, pentru că pe Twitch sunt toate întrebările și, again, puteți să vă jucați cu puncte, să faceți prediction despre cine este Janghina din poveste. Ediția 3, desigur, vine curând. Nu uitați să trimiteți poveștile voastre dacă vreți să fie citite pe stream pe cineijanghina@gmail.com. Într-un cuvânt, like, subscribe, toate cele. Vă pup, la revedere!